Bine v-am regăsit, iubiți telespectatori, și slavă lui Dumnezeu pentru toate. Este minunată lucrarea lui Dumnezeu cu noi, pentru că El ne-a creat și ambianța în care să viețuim, nu doar pe noi. Nu ne-a creat așa ca pe niște oameni suspendați prin univers, ci ne-a creat însăși Universul, ne-a creat planeta, ne-a creat atmosfera în care să putem respira, ne-a creat comunitatea în care să trăim, ne-a creat puterile pe care să le folosim și, bineînțeles, ne-a creat și locul în care să ajungem, adică a creat și raiul. Dumnezeu este dincolo de rai, Dumnezeu este mai presus de rai, Dumnezeu este mai presus de orice. El nu are o limită, El nu are o casă în care să încapă. Dumnezeu este fără început și fără de sfârșit, este nelimitat. Raiul este casa în care El se descoperă și petrece cu toți cei drepți. Iadul este casa în care suferă cei nedrepți și pământul și în general universul este, iată, locul în care noi mergem la școală pentru a învăța calea lui sau pentru a o respinge, pentru a ne-o însuși sau pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu. Fiecare cum simțim, fiecare cum dorim, fiecare cum considerăm. Pentru că Dumnezeu ne-a oferit ceea ce are și El, la nivelul nostru, bineînțeles, dar exact cum are și El, adică ne-a oferit și credință, și nădejde, și dragoste, și ne-a oferit, pe lângă viață, și libertatea. Și iată că, în acest context, suntem bucuroși să căutăm să înțelegem această lucrare a Lui cu noi, inclusiv cercetând psalmii din Sfânta Scriptură, din Biblie. Și am ajuns cu explicațiile noastre la psalmii 45 și 46, psalmii prin care Dumnezeu ne prezintă modul în care El se raportează la noi și modul în care dorește să ne raportăm și noi la El. Și iată cum sună unul dintre ei. Dumnezeu ne-e scăparea și puterea și ajutorul ce ne mântuie când răul înspre noi își dă zăporul. De aceea nu ne-om teme de s-ar răsturna pământul dacă în măr ar fi ca munții să-și strămute așezământul. De-ar mugi apele mării și ar ieși, spumând din valuri, din maluri, de s-ar descheia toți muncii și s-ar prăvăli sub valuri, e o apă care curge fără valuri, fără salt, veselind adânc cetatea, cortul celui preanalt. În mijlocul ei stă Domnul și de aceea e fără ceață, fiindcă în ajutor îi vine Domnul dis de dimineață. Se cutremură popoare și împărății cu faimă, glasul lui când se aude, tot pământul cade în spaimă. Domnul oștilor cu noi e, slavă lui să dăm mereu, că sprijinitorul nostru este Sfântul Dumnezeu. Vadă ochii tuturor a faptele pe care Sfântul, în iubirea lui de oameni, le-a făcut pe tot pământul. El războaiele curmata până la marginile lumii, arcul, lancea și săgeata le-a zdrobit în țărna al humii. Pavăza de fier și coifur, nimicitul-a curând, carul de război zdrobita și l-a ars cu foc zicând: vă opriți acum, noroade, și auziți-mi toți cuvântul, eu sunt Dumnezeu pe care îl slăvește tot pământul. Domnul oștilor cu noi e, slavă lui să dăm mereu, că sprijinitorul nostru este Sfântul Dumnezeu, zice unul dintre
psalm și psalmul 46, toate neamurile lumii, slavă înălțați mereu, strigă-te de bucurie înălțați lui Dumnezeu. Că înfricoșat deasupra este Dumnezeu preasfântul și împărat fără pereche, El e peste tot pământul. Fiindcă El destule neamuri a pus nouă sub picioare și sub noi a pus atâtea din păgânele popoare. Moștenire aleasă nouă hărăzită a Dumnezeu, frumusețele lui Iacov cel iubit de cel de cer mereu. În cântări de biruință suie Domnul scară sfântă, glas de trâmbițe de aramă slava lui pe veci o cântă. Domnului preanal cântați, lui cântați neîncetat, cântați celui ce ne ține și ne este împărat. Fiindcă Dumnezeu cel vecinic e împărat pe tot pământul, deci cântați osanale toți cei care aveți cuvântul. Dumnezeu împărățește peste neamuri pe pământ, cu mărire și-a de Domnul sus în tronul său cel sfânt. Capii multelor popoare adunatul sau în hram la poporul ce iubește Dumnezeul lui Avram. Că puternicii din lume a lui Dumnezeu toți sunt. Dumnezeu domnește în ceruri peste cei de pe pământ. Iată două cântări de slavă către Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum au fost ele puse în versuri de către poetul Vasile Militarul, psalmii 45 și 46. Și se spune despre aceștia faptul că nu este lucrare mai mare pe care o putem aduce lui Dumnezeu decât aceea de a-i recunoaște puterea, locul și lucrarea. În momentul în care întâlnim un om care a realizat o treabă și stăm de vorbă cu acea persoană, cel mai important lucru este să-i aducem cinstire pentru ceea ce a realizat. Bineînțeles, dacă este un lucru bun. Și Dumnezeu nu face decât lucruri bune. Apoi, este frumos să-i mulțumim acelei persoane că, uite, datorită dumneavoastră, datorită a ceea ce ați făcut, și noi ne putem acum bucura de o clădire deosebită sau de un parc deosebit sau de vedere prin lentila televizorului sau de mașina cu care mergem sau de GPS sau de orice lucrare bună făcută pe acest pământ este un motiv de a mulțumi și acelei persoane pentru realizarea sa. Și abia apoi, dacă mai este nevoie, să-i și cerem ajutorul în continuare și să-i zicem, continuați să realizați lucruri frumoase care să ne ajute pe noi pe toți, să ajute omenirea să se bucure și să trăiască mai bine, mai liniștit și mai în armonie. Cu atât mai mult este necesar să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel care a făcut totul și care susține totul, care protejează totul și care îndrumă toată creația spre mântuire, spre izbăvire, spre salvare, spre îndreptare, spre desăvârșire. Și astfel ne este explicată de către Sfinții plăcuți ai lui Dumnezeu, de mari ierarhi ai Bisericii și înțelegerea acestor psalmi. Psalmul acesta se suprascrie într-o sfârșit, adică pentru că prorociile pe care le cuprinde privesc spre sfârșit. Nici o prorocie nu privește doar o lucrare trecătoare, ci toate ne îndeamnă pe noi să fim atenți și în ceea ce privește sfârșitul vieții noastre, moartea noastră, trecerea noastră de la viața pământească la viața cea cerească, dar și judecata sufletului nostru și judecata de apoi, judecata universală, deși judecata particulară și judecata universală.
prorocesc însă și despre revoltele și prigoanele pe care tiranii le-au făcut împotriva bisericii, la începutul propovăduirii apostolilor. Așiși de la și despre răbdarea ce o arată biserica și pacea ce a urmat ei după aceasta, pentru aceasta, pe bune dreptate, s-a pus psalmul acesta după cel de mai înainte, fiindcă acela cuprinde chemarea bisericii, așa cum am văzut în rubrica trecută despre psalmul 44, că este chemată biserica, adică sunt chemați cei credincioși dintre păgâni să-L urmeze pe Dumnezeu, iar acesta cuprinde pe cele ce au urmat după chemarea ei, iar în oarecare vechi copii manuscrise nu se suprascrie pentru fiii lui Core. Și ce se scrie, putem tâlcui suprascrierea luând propoziția prin în loc de pentru, adică prin fiii lui Core, pentru că psalmul acesta s-a alcătuit, adică de David, însă s-a cântat de fiii lui Core, că zicerea evreiască aceeași lucru însemnează și pentru fiii și prin fiii. Și pentru cele de taină se superscrie în loc de despre cele ascunse multora. Psalmii cuprind astfel de mici subtitluri, nu numai numărul psalmului, ci și mici subtitluri prin care noi să înțelegem pe scurt cam ceea ce cuprinde această poezie. Că psalmii sunt de fapt niște poezii cântate la templul lui David, la templul lui Solomon. Psalmul s-a zis și dinspre fața apostolilor și a mucenicilor, căci prin cuvintele și prin viața sfinților apostoli și a sfinților mucenici, învățătura lui Dumnezeu s-a făcut cunoscută în lume. Dumnezeu este scăparea noastră și puterea noastră. Așa începe psalmul acesta, cu o mărturisire cât se poate de directă și cât se poate de clară. Cine poate să ne salveze pe noi cu adevărat de răutatea celui viclean și de răutatea lumii? Lacătele, armatele, buncărele, nu știu, familia, cine ne poate salva? Numai și numai Dumnezeu ne poate salva, pentru că toate celelalte lucruri de care noi ne-am putea înconjura sunt trecătoare și sunt neputincioase. Au o limită destul de slabă. Hristos, întru care noi, apostolii și mucenicii, am crezut, acesta, când alergăm noi, adică către dânsul, se află nouă scăpare. Iar când stăm împotriva tiranilor și a vrăjmașilor credinței, îl aflăm nouă ca putere. Pentru că însuși a poruncit să fugim de ispite, mai înainte de a ne prinde ele, iar după ce vom cădea întrânsele, să stăm împotriva lor vitejește și cu răbdare, încât să nu ne biruim de dânsele. Ispite însemnând aici încercări, nu însemnând aici patim sau păcate. Ajutor într-o cazurile ce ne-au aflat pe noi foarte este Dumnezeu. De asemenea, prin urmare, Mântuitorul stă față de noi întotdeauna cu mâinile întinse. Nu cu mâinile întinse doar ca să ne primească la El, ci și cu mâinile întinse ca să sară în sprijinul nostru. Sfântul Ioan Hristostom sau Gură de Aur leagă acest foarte de ajutor, adică Hristos este foarte ajutător. Adică mare și tare ajutător la necazurile ce ne-au întâmpinat pe noi, robii Lui. Pentru că întotdeauna când oamenii au trecut prin probleme mari, au putut să le rabde și au putut să ducă suferințele, inclusiv chinurile mucenicilor, dar și suferințe de boală, numai momentul în care
au crescut în credință. Numai în momentul în care și-au pus cu adevărat toată nădejdea în Dumnezeu. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va tulbura pământul și se vor muta munții în inimile mărilor. Adică nici când apar calamitățile cele mari, nici când apar problemele cele mari, nici atunci nu este cazul să ne pierdem vreo speranță în puterea lui Dumnezeu. Pentru că toate sunt îngăduite cu rânduiala lui cea mare. Inclusiv dacă acestea se întâmplă undeva departe sau dacă se întâmplă chiar cu noi. Pentru că nu putem să scăpăm noi de toate relele, deoarece noi înșine suntem amestecați cu rele și cu bune. Noi nu putem să așteptăm ca doar alții să sufere și noi doar să privim la știri suferința aceea, ci Dumnezeu poate îngădui ca și noi să trecem prin diverse suferințe, deoarece și noi, la rândul nostru, i-am provocat lui suferință sufletească în momentul în care n-am mai ascultat de voia lui, în momentul în care nu am respectat rânduiala pe care el a presărat-o în nume. Când va ajuta nouă foarte Domnul Hristos, niciodată nu ne vom teme, măcar de s-ar cutremura și tot pământul din centrul său cu înfricoșătoare și groaznice clătinări, măcar și munții și dealurile de s-ar smulge din firească lor stare și întărire sau temerie și să se arunce în adâncurile mării. Și în legătură cu sfârșitul lumii, știm de la Domnul nostru Iisus Hristos și se explică foarte clar în Evanghelia Sfântului Matei faptul că vor fi foarte multe calamități, foarte multe cutremure și foarte multe războaie și zvoruri de războaie, foarte multe mișcări tectonice și vulcani și tot felul de urgii ale naturii, cum se numesc ele acum, care să ne tulbure și să ne sperie și să ne facă să ne îngrozim de toată răutatea aceasta din univers care este concretizată prin aceste distrugeri. Dar acestea se întâmplă datorită răutății noastre, să știți. Datorită răutății mele și a dumneavoastră și a fiecăruia dintre noi, care adunate provoacă adevărate taifune, adevărate distrugeri în masă la nivel planetar și chiar universal. Dar acestea toate, îngătuite fiind pentru greșelile noastre, pentru pedepsirea aici pe pământ a greșelilor noastre, sunt îngăduite și pentru ca noi, văzându-le, măcar atunci, în ceasul suferinței, să ne îndreptăm spre Dumnezeu. Măcar atunci când dăm de cel mai mare greu să alegem calea lui Dumnezeu. Dacă n-am ales-o de bunăvoie dinainte, dacă nu am profitat de dragostea lui Dumnezeu până în acel moment. Dumnezeu caută oricum să ne îndrepte spre El, dar nu ne forțează. Sunat au și s-au tulburat apele lor, tulburatul sau munții într-o tăria lui. Prin cuvintele acestea, apostolii și mucenicii vor să arate că Dumnezeu, ajutătorul lor, este atotputernic. Pentru că de multe ori apele mărilor lovesc în țărmuri și fac mare vuiet pentru că se umflă și colcotez din plicina vânturilor celor mari ce cad asupra mării, de multe ori însă și dealuri se clatină din locul lor, se cutremură ce urmează, de cutremurile ce urmează, însă acestea toate se fac cu atotputernicia lui Dumnezeu care, precum zice undeva Sfântul David, cutremuri chitul mării, Psalmul 64:7, și caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Psalmul 103:32, așa cum auzim citindu-se la vecernie, la slujba de seară. Iar despre mările care sunt mai multe, a zis după obiceiul limbii evreiești,
care pe cele la singural le întrebuințează la plural, precum am mai explicat și în alte părți. Ori prin mări numește osebitele sânuri și noiarul ale mării sau largurile mării, precum al cele ionice și adriatice și celelalte. Însă nu este fără de vreme a tâlcui și zicerile cele de mai înainte ale psalmului și după o mai înaintă înțelegere, se scrie așa, noi, zice, nu ne vom teme când se tulbură pământul, adică tiranii care cugetă cele pământești și supușii lor, pentru că toți aceia la începutul propovăduirii se tulburau, de vreme ce se strămuta și se strica religia lor cea din părinți predanisită, nici nu ne vom teme când dealurile intră în mări, adică când demonii cei înalți ca dealurile și mândri intră în săratele și amarele inimi ale oamenilor celor necredincioși, făcându-i pe ei a se sălbătici asupra noastră ca să ne omoare. Că multe ca acestea au urmat la începutul propovăduirii, precum spune Cartea Faptelor Sfinților Apostoli și istoricile bisericești, iar apele demonilor, adică slujitorii de idoli, care ca niște ape se purtau într-o parte și într-alta de ducurile amăgirii, și aceștia au răsunat strigând și îndemnându-se unii pe alții împotriva creștinilor și s-au tulburat văzând minunile ce le făceau Sfinții Apostoli și Sfinții Mucenici, cu puterea ce nebiruită a Domnului Hristos, s-au tulburat însă și dealurile, adică demonii, fiindcă slăbeau și se izgoneau din oameni de către apostoli și de către mucenici. Iată că lucrurile nu par întotdeauna, nu au înțelesul întotdeauna doar trupesc, ci și înțeles duhovnicesc. Psalmul nu se referă aici doar la calamitățile naturale, ci se referă aici și la calamitățile neduhovnicești, respectiv la faptul că datorită tot păcatelor oamenilor, cel rău prinde putere să facă și mai mari răutăți decât a făcut până acum și astfel să tulbure și mai mult biserica, să tulbure și mai mult pe cei credincioși. Dar Dumnezeu este ajutătorul lor și rezistă la orice ispitire, la orice prigoană, la orice tulburări ar fi, dacă aceia rămân în credința Domnului nostru Iisus Hristos. Și se continuă zicându-se, pornirile râului veselesc cetatea lui Dumnezeu. Acum se zic înțelesurile cele ascunse și tainice, pentru care se suprascrie psalmul acesta, deoarece râul este Domnul Hristos, pentru curgerile cele prea dulce ale învățăturilor lui, care adapă și veselesc sufletele creștinilor și le aduc spre izrodirea faptelor bune. Că zice Domnul prin Sfântul Isaia, iată, eu abat spre dânsii ca un râu de pace. Isaia 66:12. Iar pornirile râului Domnului Hristos sunt apostolii care s-au pornit și s-au purces de la el ca să învețe pe oameni. Că mergând, zice, învățați toate neamurile. Matei 28:20. Iar cetatea lui Dumnezeu este biserica și adunarea creștinilor pentru petrecerea ce iubită lui Dumnezeu ce o au. Deci veselesc apostolii biserica și cu viața și prin cuvânt. Se înțelege însă și într-al chip zicerea aceasta după Sfântul Vasile. Râu, adică este Duhul cel Sfânt, iar pornirile lui sunt osebitele daruri prin care biserica lui Dumnezeu se adapă și se veselește. Iată, printr-o exprimare atât de simplă câte înțelesuri bogate ne prezintă Dumnezeu, ne descoperă Dumnezeu, ne pune la inimă minunatul nostru Dumnezeu. Sfințița locașul său cel prea înalt, Dumnezeu în mijlocul ei și nu se va clătina, ajuta va ei Dumnezeu dimineața și dis de dimineață. Însăși biserica credincioșilor este și cetate, și locașul lui Dumnezeu, pentru că aceasta este scris, voi locui întru ei și voi umbla între ei, Levitic 26:12. Și iarăși zice, și cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit întru noi, Ioan 1:14. În mijlocul bisericii, zice, se află Dumnezeu, că iată, zice, eu cu voi sunt în toate zilele, Matei 28:20. Și iarăși, unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, eu acolo sunt în mijlocul lor, Matei 18:20.
Deci nu se va clătina biserica de silniciile văzuților și nevăzuților vrăjmași care se silesc ca o răsturna, că Domnul Hristos, mirele ei, a zis, porțile iadului nu o vor birui pe ea. Adică pe mireasa sa, pe biserica sa, Matei 16:18. Prea curând, zice, și prea de grav va ajuta Hristos bisericii sale într-un împrejurările și primejdile ei. Adică imediat Domnul nostru Iisus Hristos sare în ajutorul nostru, a celor care facem parte de biserica cea luptătoare, din biserica cea care se străduiește să urmeze calea lui. Că repetarea zicerii dis de dimineață arată covârșirea grăbirii și asemănarea sau comparația unei dimineți cu cealaltă dimineață. Adică așa cum dimineața vine peste noapte, așa și ajutorul lui Dumnezeu vine în momentul în care urgia sau primejdia sau tulburarea caută să dea peste cap biserica sa, să dea peste cap pe credincioșii săi. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile, data glasul său cel prea înalt, clătinându-l sa pământul. Când se vestea, zice, de către Sfinții Apostoli propovăduirea Evangheliei, semănând în lume cunoștința de Dumnezeu, toate neamurile s-au pornit și unii alergau la credința Domnului Hristos, iar alții o prigoneau. Iar împărățiile lumii care vrăjmășau biserica s-au biruit în sfârșit de dânsa, ori pentru că au obosit, ori pentru că s-au plecat și s-au supus ei, primind credința Domnului Hristos, fiindcă și una și alta s-au făcut prin multe și osebite cetăți, iar prin zicerea data glasul său cel prea înalt a arătat David puterea cea mare a lui Dumnezeu, că Dumnezeu numai ce zice și îndată se cutremură pământul, precum a zis și în altă parte, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Însă cuvintele cele de acest fel s-au zis despre Dumnezeu pornind de la metafora și asemănarea cu oamenii, care porunce să fie pedepsiți oarecare răi, sau de la asemănarea cu acei oameni care se uită spre alții cu mânie. Ori și în alt fel se înțelege că Dumnezeu a dat lumii glasul său prin Evanghelie și auzind îndată toți oamenii împreună s-au pornit, precum mai înainte s-a zis. Iar Sfântul Ioan Hristostom explică că prin pământ trebuie să înțelegem pe cei ce locuiesc pe pământ, după zicerea, în tot pământul era o singură limbă, Facere 11:1. Pentru că Dumnezeu de ce a vrut să amestece limbile lumii? De ce a vrut să diversifice, mai corect spus, limba lumii? Datorită faptului că oamenii nu mai foloseau limba sau înțelesul lăsat de Dumnezeu într-un mod pozitiv, într-un mod bun, într-un mod înălțător, într-un mod duhovnicesc, ci foloseau limba spre viclenie, spre înșelăciune, spre batjocură, spre minciună, spre răutate, spre îngânfare, spre mândrie. Și de aceea Dumnezeu a zis să amestecăm limbile lor, să nu se mai înțeleagă și în același timp să se înțeleagă numai asupra vieții duhovnicești. Pentru că, după cum știe și toată știința lumii, toate limbile pământului au un strămoș comun. Toate limbile pământului se trag de la o limbă comună. Și mai mult decât atât, în toate limbile, cuvintele importante au același înțeles. Doar cele care au fost prea răstălmăcite, prea interpretate în fel și chip, doar acelea și-au pierdut sensul lor inițial. Dar cele mai importante cuvinte tot despre Dumnezeu vorbesc. Domnul puterilor este cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov. Domnul puterilor, bineînțeles, face aici referire și la puterile cerecerești, la sfinții îngeri, la sfintele făpturi nevăzute pe care Dumnezeu le-a creat spre folosul nostru, spre ajutorarea noastră.
dar face, bineînțeles, referire și la faptul că toate puterile cele bune sunt în mâna lui Dumnezeu. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus pe pământ, strigând războaie până la marginile pământului. Lucruri numește isprăvile Evangheliei, pe care le-au numit și minuni, dar bineînțeles numește aici și pe toate lucrurile deosebite realizate de oameni pe pământ cu inspirația lui Dumnezeu. Și când s-a născut Iisus, au încetat războaiele pe care neamurile le aveau între ele, fiindcă s-au îngrădit într-o singură Romă, monarhia cea peste toate neamurile, că a ieșit, zice, poruncă de la cezarul August să se scrie toată lumea cea locuită, Luca 2:1, și dar după ce a urmat o astfel de pace adâncă lume, apoi netremnice s-au făcut armele, deoarece oamenii au încetat de la războaie și s-au dat la lucrarea pământului și la alte meșteșuguri, de unde și Sfântul Isaia, însemnând, zice: și se vor preface săbile lor în pluguri și lăncile lor în cosoare, și se va ridica și nu va ridica sabia vreun neam asupra altuia, și nici nu se vor înălța a se uștăși, Isaia 2:4. Asta este vorba atât despre momentele de pace din preajma înființările marilor imperii, care, fiind atât de puternice, nu mai aveau nevoie să ducă războaie, pentru că se ceda repede în fața lor și oamenii de acolo aveau pace o perioadă bună, dar este vorba mai ales și mai ales și de faptul că va veni vremea de la sfârșitul lumii, când nu va mai fi războirea diavolului asupra oamenilor, se va termina cu aceasta și se va termina și cu războirile și cu toate răzbunările dintre oameni, și va fi numai o perioadă de pace, numai o perioadă de liniște. Puterea ce o are zicerea stricând, deoarece mai înainte de Domnul Hristos războaiele stricau, adică omorau oamenii, Hristos însă însăși războaiele le-a stricat, și fiindcă ele stricau, pentru aceasta dimpotrivă Hristos pe dânsele le-a stricat, adică desăvârșit le-a stins, deoarece Domnul nostru Iisus Hristos a adus pacea pe pământ, într-adevăr a adus și sabie, în sensul în care a adus această explicare și această diferențiere foarte bună, foarte necesară, între patimi și virtuți. Dumnezeu ne îndeamnă pe noi să tăiem cu sabia Duhului, adică să tăiem cu harul Său cel minunat, toate pornirile noastre cele păcătoase, să le operăm de la noi, să le scoatem de la noi și să rămână în viața noastră doar ceea ce a creat El, doar curăția pe care El ne-a dat-o. Și astfel să avem și pace sufletească în primul și în primul rând, și bineînțeles, având pace sufletească și în rândul nostru, nemai certându-ne, să se instaureze și pacea cea trupească. Arcul va sfărâma și va frânge arma, și pavezele le va arde cu foc. Toate acestea s-au făcut și după istorie și după slovă, precum zice și Sfântul Ezechiel: atunci cei ce locuiesc cetățile lui Israel vor ieși și vor aprinde foc, vor arde armele, scuturile, pavezele, argurile, săgețile, lăncile, sulețele, 7 ani le vor arde. Ezechiel 39:9. Armă numește David aici sabia, și orice altă armă care este de aproape luptătoare, adică cu care se luptă cineva de aproape cu vrăjmașii săi. Cu dreptate însă dă sau atribuie David lui Dumnezeu plinirea isprăvii acesteia, de vreme ce prin puterea și ajutorul lui Dumnezeu s-au făcut, nu doar pentru că vor oamenii să încheie războaiele. Pentru că de cele mai multe ori noi oamenii, fiind orgolioși, nu prea vrem treaba aceasta, ci pentru că Dumnezeu înmoaie inima noastră, ci pentru că Dumnezeu, cuprinzându-ne din atât de multe locuri, în atât de multe feluri, cu dragostea sa cea minunată, ne face să cedăm iubirii sale, ne face să
devenim și noi iertători, să devenim și noi conștienți de faptul că suntem trecători și atunci să nu mai fim așa de aprigi. Și nemai fiind așa de aprigi, atunci se instaurează pacea sufletească. Și cine nu are nevoie în primul și în primul rând de liniște sufletească? Și ne explică în continuare și Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia, capitolul 2, la întrebarea 45, versetul de față, zicând: sunt șase opriri pe care însușindu-ni-le putem cunoaște pe Dumnezeu. Primea e de la săvârșirea păcatului. Să ne oprim de la săvârșirea păcatului. A doua, de la hrana care ne aprinde, adică de la hrana care ne produce pofte. A treia, de la amestecul cu cei ce viețuiesc fără strajă, prieteniile rele, anturajul nepotrivit. A patra, de la îndelenicirea care ne depărtează de la viața cea după Dumnezeu. Dacă avem obiceiuri care nu ne duc la Dumnezeu și pe acestea trebuie să ne înfrânăm. A cincea, de la avuția cea vrenică de osândă care trage mintea spre multe. În momentul în care dorim să facem niște lucruri care nu sunt corecte, în momentul acela iarăși ne depărtăm de Dumnezeu, care este numai corect, numai drept. Și a șasea însemnează a nu mai avea peste tot o voire proprie. Adică voirea noastră, dorințele noastre, plăcerile noastre, să le coordonăm cu plăcerile lui Dumnezeu, cu dorința lui Dumnezeu, cu învățătura lui Dumnezeu. Aceasta este lepădarea și ascultarea cea adevărată și după Dumnezeu, ne zice Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia 2. Și înălțatul mai între neamuri, înălța-mă voi pe pământ, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov, se termină psalmul acesta 45. Mare fiind eu, zice, după fire, Dumnezeu, mare mă voi socoti și între neamuri prin minunile ce le voi face. Când cer, adică toate netrupeștile putere ale îngerilor știu această înălțime a mea și pe pământ, adică peste toată lucrarea se va arăta slava mea. Dumnezeu dorește să fie cunoscut în toate neamurile, pentru ca să nu spună niciun neam că, Doamne, nouă nu te-ai arătat, noi n-am avut de unde să te cunoaștem, noi n-am avut cum să te înțelegem, pentru că nu ne-ai dat nici învățătură, nu ne-ai dat nici minuni, nu ne-ai dat nici harul tău, ne-ai privat de toate acestea și de unde să te știm noi pe tine? Ori Dumnezeu nu face treaba aceasta. În toate neamurile se descopere, în toate familiile se arată, în fiecare inimă pătrunde Dumnezeu și ne vorbește. Dar depinde de noi, dacă dorim să stăm de vorbă cu El, dacă dorim să-L înțelegem, dacă dorim să-L urmăm. Și continuă Psalmul 46 să ne explice toată această lucrare minunată, zicând așa: toate neamurile bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Lovirea aceasta în palme este semn al unei covârșitoare bucurii, căci din semnul acesta arată aici David lucrul cel însemnat, adică bucuria sufletului, că poruncește nu ca simțitoare și trupește să se bată din palme, ci să se bucure duhovnicește și sufletește, pentru că s-a învrednicit a avea stăpân ca acesta, atotputernic și iubitor de oameni. Așa, când ascultăm o melodie sau când suntem într-un concert sau când suntem la o serbare și cineva și-a terminat acolo momentul de reprezentat și aplaudăm, cu atât mai mult este necesar să-l slăvim, să-l aplaudăm inclusiv cu palmele, dar în mod deosebit cu inima și mintea noastră pe Domnul nostru Iisus Hristos. Strigați lui Dumnezeu
este și o lucrare metaforică, în loc de cântați lui Dumnezeu cântare de biruință, că strigând este chiar glasul cel fără articulație al celor ce răgnesc în război și care înspăimântă pe vrăjmașii cei ce atunci se biruiesc, iar glas de bucurie este glasul cel plin de veselie. David aduce și pricina pentru aceasta, zicând în continuare că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Adică strigarea noastră către Dumnezeu să fie una la fel de puternică pe cum o facem în momentul în care avem o problemă. Rugăciunea noastră să nu fie una slabă. Atunci când ne speriem de ceva, țipăm de se cutremură camera, iar în momentul în care vorbim cu Dumnezeu, abia îi spunem oful nostru. Nu așa. Ci rugăciunea către Dumnezeu să fie tot la fel de pătrunsă ca și o strigare de primejdie, să fie tot la fel de bine articulată, tot la fel de trăită în toată intensitatea ei. Supus una nouă popoare și neamul sub picioarele noastre. A supus Domnul Hristos, zic Sfinții Apostoli, sub picioarele noastre pe cei din alte neamuri care au crezut în cuvântul Evangheliei, că aceia cu fierbințeală căzând la picioarele apostolilor ajungeau chiar și să facă gesturi deosebite. Primii creștini atât de încântați erau de harul pe care îl primeau de la Dumnezeu în urma propovăduirii apostolilor, încât doreau și să sărute urmele pe care mergeau apostolii și abia să se atingă de hainele sau de umbra sfinților apostoli. Și nu pentru că i-ar fi înlocuit pe apostol cu Dumnezeu, nu, ci pentru că atât de recunoscători erau față de Dumnezeu, încât aduceau o prețuire deosebită și trimișilor săi. Nimeni nu-l poate înlocui pe Dumnezeu și nici nu se dorește în biserică ca să se înlocuiască Dumnezeu cu ceva sau cu cineva. Nu există așa ceva, nu se poate și nici nu trebuie să înlocuim în vreo concepție pe Dumnezeu cu cineva sau ceva. Dumnezeu este creatorul și susținătorul și răscumpărătorul și mântuitorul nostru. Dar și măicuța Domnului, cu sfinții apostoli și cu toți sfinții, împreună cu cetele puteri, sau puterile cerești, cum sunt ele numite aici, sunt cei care au reușit să se desăvârșească, să aleagă binele atât de mult încât să primească de la Dumnezeu puterea să ne ajute și pe noi. Alesa nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacov pe care o a iubit. Prin noi, zice, economii Bisericii Domnului Hristos și a ales Domnul Hristos pe aceia ce s-au făcut vrednici din neamuri spre moștenirea sa, după cum zice, voi da ție neamurile moștenirea ta, Psalmul 2,8. Că pe aceștia, prin noi apostolii, ca pe niște voievozi sau strategi de oști, împăratul acesta mare și-a adunat lui și oșteni. Adică prin apostol, practic, Dumnezeu a alcătuit biserica. Nu numai pe cei de mai sus iudei, zice, și din neamuri a ales Hristos prin noi apostolii săi, ci și pe cei mai trebni sau folositori și mai vrednici de laudă din neamul lui Iacov, că pe aceștia a numit frumusețe, adică pe cei buni și împodobiți cu fapte bune. Și mai sus cu adevărat, întâi pe iudei i-a rânduit, fiindcă ei mai întâi după înviere au crezut în Domnul Hristos, pentru că primii, între primii creștini, au fost da, Sfinții Apostoli, Sfintele Mironosițe și cei din preună cu ei, care în mare lor majoritate erau evrei sau cel puțin erau jumătate evrei, doar unii dintre ei având părinții greci sau din alte neamuri decât cele evreiesc, respectiv părinți care trăiau mai ales în afara evreilor, adică erau evrei din diaspora, dar tot din neamul evreiesc. Iar aici a făcut dimpotrivă punând pe iudei după neamuri, pentru că neamuri le credeau în toate zilele în învățătura de credință, iar evrei din ce în ce mai puțini au crescut apoi în
adevărata credință. Biserica aceasta dintre neamuri, spune și Eusebiu de Cezarea, alegându-o, o a împărțit în nouă apostolilor săi, că aleasă este aceasta, întemeiată fiind prin alegere din toate neamurile și nu după moștenirea neamului, precum dar la poporul cel mai dinainte, pământul făgăduinței prin sor s-a împărțit, cei ce erau cu Iisus al lui Navi, scoțând din trânsul pe locuitorii cei mai dinainte, în același chip și propovăduitorii împărăției lui Dumnezeu, toată lumea stăpânind-o, o au moștenit, adică pe popoarele cele mai dinainte zise, pe cei văzuți și nevăzuți, vrăjmași, gonindu-i. Pentru că în momentul în care s-a răspândit învățătura creștină, atunci și păgânătatea a scăzut. Dar asta nu înseamnă că s-a estompat, asta nu înseamnă că a dispărut. Din contră, din păcate, păgânătatea îndemnată sau propovăduită de diavol este tot mai pătrunsă. Ați văzut, ba prin Halloween, ba prin expoziții urâte, ba prin tot felul de statui de boi și de centauri și de tot felul de arătări, ba prin festivaluri de acestea de muzică aproape psihidelică din vremea noastră, care au și denumiri foarte dubioase și care imediat trimit cu gândul la celor viclean, ba prin legi care sunt votate în multe popoare ale lumii, în multe țări, împotriva moralei și împotriva învățăturii de credință, cum a fost de curând și în Grecia, din păcate, votată lege împotriva moralei creștine și pentru susținerea unei anumite comunități sodomice și gomorice, și totodată prin, în general, păcatele noastre, prin acestea noi contribuim, prin greșelile noastre, prin păcatele noastre, contribuim la menținerea unei influențe a celui rău asupra lumii. Și cu cât ne vom depărta de ele, așa cum ne învață Dumnezeu și Sfânta Scriptură, cu atât și puterea lui Dumnezeu se va arăta mai ușor în lume. Suitus a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Cu aceste cuvinte prorocește Sfântul David chiar înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la ceruri, ca și în Psalmul 23:7, iar strigare și glas de trâmbiță aici numește glasurile îngerilor care mergeau înainte într-o înălțare a Domnului Hristos. Strigare, adică pentru zicerea Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Psalmul 23:8, care cuvinte le zic aici îngerii într-o înălțare, precum se scrie și în Psalmul 33, căci cuvintele acestea ale îngerilor sunt zise către Domnul Hristos, cântare de biruință, fiindcă și strigarea laudă de biruință este, precum s-a zis și mai sus, iar glas de trâmbiță zic cuvintele acestea, adică ridicați căpetenii nepoțile voastre, pe care le zic îngerii care mergeau înainte într-o înălțare, dând de știre celor de mai sus ca să deschidă porțile și să treacă împăratul, așa cum am văzut în Psalmul 33, precum și trâmbița, strigând înainte, dă de știre popoarelor să gătească drumurile ca să treacă împăratul când se întoarce de la război. Ori și după altă înțelegere sau în alt chip, a zis strigare și glas de trâmbiță, glasurile îngerilor, ca adică să audă curat și împrejur glasurile acelea în toate marginile lumii prin mijlocirea învățăturii apostolilor, așa cum ne explică și Sfinții Ioan Gură de Aur și Teodorit. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Iată îndemn aici să nu spunem că nu avem glas, să nu spunem că noi nu știm să cântăm, să nu spunem că noi nu știm să înălțăm cântarea lui Dumnezeu. Să cântăm așa cum putem. Important este să cântăm de drag, să ne implicăm în cântarea bisericii. Este foarte important, iubiți credincioși, să nu stăm ca la teatru la biserică, ci și noi să ne implicăm, să mergem pe lângă stradă, să cerem carte, să cerem
copii după cântări și noi să ne implicăm și învățându-le azi, mâine, poimine. Așa vom aduce o cântare mult mai bogată lui Dumnezeu. Dar dacă zicem, eu nu știu să cânt, eu nu pot, eu mă înfund, eu nu reușesc, eu mai prefer mai bine să stă. Este cumva un pic egoistă această purtare, pe de o parte, pe de altă parte, dacă noi nu ne unim într-o cântare unitară lui Dumnezeu, în momentul acela se vor auzi în biserică întotdeauna foarte multe glasuri și cântarea nu va fi extraordinar de plăcută. Dar dacă ne unim și învățăm, fără să avem școală teologică, că nu ne trebuie școală teologică, ne trebuie doar voință și bucurie. Atâta ne trebuie ca să cântăm lui Dumnezeu. Și bineînțeles, nu este vorba doar de cântare, ci în sine de dorința de a-L slăvi pe Dumnezeu. Că este împărat tot pământul Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Dulce cânta, zice Domnul Hristos, pentru că El este Dumnezeu și împărat a tot pământul, precum însuși a zis, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, Matei 28:19. Cântați însă nu simplu cu singură limbă, ci și cu mintea, socotind și înțelegând cărui stăpân cântați și pentru ce fel de mari și minunate isprăvi ale Lui vă adresați. Da, este foarte important. Noi să nu executăm o cântare doar pentru faptul că ne-a plăcut și doar pentru faptul că am reușit să o cam învățăm. Nu, ci să și reflectăm la cuvintele pe care acea cântare le conține și la melodia respectivă chiar. Nu foarte mult, pentru că Dumnezeu este mai presus de cântare și de melodie. Dumnezeu este mai presus de cuvinte, dar este important și să înțelegem ce îi spunem lui Dumnezeu. Nu doar să repetăm acolo niște cuvinte, pentru că noi nu mergem pe ideea de a repeta niște mantre, cum e în alte religii, ci fiecare cuvânt reprezintă o chemare a însuși Dumnezeului celui întrupat. Împărățița Domnul peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul său cel sfânt. Scaunul cu adevărat este semn al împărăției, după cum se zicea și în psalmul celălalt, psalmul pereche, iar șederea pe scaun este semn de adeverire și de siguranță, care nu se dă la o parte. Zice dar David că Domnul Hristos este încredințat și sigur într-o împărăția sa, după cum ne zice și Sfântul Pavel, așezut de-a dreapta scaunului măririi întru cele înalte, Evrei 8:1. Iar Sfânt numește scaunul Domnul Hristos ca pe un curat de toată căutarea în față, s-a lipsit de părtinire și nepărtinitor și nedreptatea și nezmintit în toate hotărârile date de El. Pentru că Dumnezeu este singurul perfect. Nu este la Dumnezeu greșeală, sub nici o formă. Chiar dacă poate nouă ni se pare că unele dintre deciziile lui Dumnezeu sau dintre modurile în care se comportă Dumnezeu cu noi sau modul în care îngăduie Dumnezeu să trăim noi ar fi nedrept, dar în realitate, dacă privim de ansamblu, așa cum privește vulturul de sus întreaga suprafață a pământului pe care o poate cuprinde, atunci vom înțelege că voia lui Dumnezeu este infinit superioară voii noastre. Boierii popoarelor s-au adunat cu Dumnezeul lui Avram, ca ai lui Dumnezeu sunt, cei puternici ai pământului foarte s-au înălțat pe pământ. Cu aceste cuvinte arată Sfântul David puterea evanghelicieștilor propovăduiri, cum a biruit aceasta, adică și a supus nu numai pe oamenii simpli, ci și pe împărați, și pe ighemoni, și pe boieri, fiindcă și aceștia toți împreună s-au adunat cu Domnul Hristos, dacă au iubit înțelepciunea, dacă au iubit adevărul. Toți cei care au iubit adevărul l-au descoperit pe Dumnezeu. Cei care n-au iubit adevărul au rămas după căile inimii lor. Dumnezeu al lui Avram a zis aici pentru ca să arate că Domnul Hristos, după dumnezeire, era Dumnezeu și al lui Avram
și al strănepoților lui Avraam, și acesta unul și același punător sau dătător de lege al celei vechi și al celei noi, el este totodată și strămoș după trup și strănepot după trup al Domnului nostru Iisus, al lui Avraam, pentru că din neamul lui Avraam s-a născut prin măicuța Domnului. Împreună s-au adunat, zice, cu Domnul Hristos, bogații și ighemonii sau prigonitorii, cei de mai sus, pentru că apostolii Domnului Hristos, pe aceștia anumit puternici ai lui Dumnezeu, aceștia, zic, fiind întăriți de puterea Duhului Sfânt, au biruit și pe drași și pe tirani, pentru aceasta s-au înălțat și s-au sculat deasupra pământului, adică s-au făcut mai presus decât toate lucrurile pământești și nici de îndulcirile lumii nu s-au prins, nici de durerile și de scârbele ei. Adică, indiferent dacă au fost momiți cu daruri, că dacă au fost momiți cu funcții, dacă au fost schinjuiți sau dacă au fost amenințați, apostolii și mucenicii, cuvioșii și toți drepții, au rămas cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este mai presus de orice lucrare, de orice îndulcire pământească trecătoare. Să ne ajute și pe noi Dumnezeu să creștem în credință permanent, până la sfârșitul vieții noastre, spre calea Raiului. Să fiți cu toții binecuvântați!